Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, Ministerul de Interne propune o modificare legislativă în urma căreia filmările făcute cu camerele de bord ale șoferilor în trafic sau, în general, filmările făcute de simpli cetățeni în trafic să poată fi folosite pentru aplicarea de amenzi șoferilor care încalcă regulile de circulație. Doamne, slavă Domnului! Serios? Cum? Să de vorbim despre asta. Stai, că avem aici... Eu zic că avem o dezbatere. Vreau și eu. 0372069599, telefonul nostru. Să vorbim despre asta. Deci imaginați-vă că propunerea asta trece. Vă explic imediat care sunt problemele tehnice cu ea, legale, și de ce nu se face acum asta. Dar să ne imaginăm că trece propunerea asta legislativă și că poliția poate da amenzi, contravenții, pe baza filmărilor făcute de alții în trafic. Da. Sau pe stradă. 0372069599. Cum va arăta România? Mai bine sau rău? Ce se va întâmpla? Cum se vor putea abuza sau cum nu se vor putea abuza aceste noi prevederi? Sunați-ne, puteți să ne dați și mesaje la mesaje WhatsApp, audio dacă vreți, 0728 3D1 3D2 pentru WhatsApp și telefon 0372069599. Ca participant la trafic, da, pe mine mă irită cel mai tare în București suma de cetățeni care stau pe avarii pe prima bandă a marilor bulevarde, încurcând traficul cumplit. Da. Mai ales pe marile bulevarde cu doar două benzi, cum ar fi Calea Moșilor, de exemplu. Da? Ei se pun pe avarii și se duc la casele de schimb, amanet, ce mai e pe acolo. N-au nicio treabă. Poate să fie loc de parcare, oricum ei o lasă pe avarii în față, da, clasic. Așa. Aia nu sunt amendați, practic, aproape niciodată. Adică din gând în gând e câte un echipaj de locală, dar evident că dacă echipajul de local acolo, nu prea mai opresc cei care sunt obișnuiți să facă asta. Și tu ce te gândești? Cât de frumos ar fi? Da. Sunt oameni care au camere de bord, treci și e o linie de aia de 7-8 cetățeni de ăștia, ai trimis înregistrarea, puf, vin amenzile și poate în felul ăsta s-ar... Să vezi câte înregistrări o să ajungă la poliție. Acum toată lumea are telefon. Da. Acum pune-te și în locul polițistului. Da. Deci tu îi trimiți, el primește o filmare cu o mașină pe avarii, pusă undeva. Da. Și un cetățean indignat, ăsta și-a parcat mașina. Da. Când se dea contravenție, îl sună, mă rog, îl caută pomul cu mașina pe avarii. Și da, el spune, domne, nu, mașina mea chiar s-a stricat. Adică mi-a crăpat motorul acolo, am pus-o și plecasem să caut o platformă. Ce faci tu ca polițist? Cum verifici adevărul? Că nici nu poți să-l sancționezi pe ăla, că ăla poate... Pe care dintre ei spune adevărul? Pe principiul ăsta tu poți oricând să dai explicația asta și dacă vine poliția la fața locului. Sigur, dacă tu spui, ești nu, acolo... Ia uite, a pornit! Ce bulan! Vezi vă că spun așa că ușor? Mai devreme am rămas cu ea aici în pană și... Dar ce îți spun este că nu e chiar atât de simplu. A venit filmarea, parcă l-ai amendat. Omul care este amendat are și el dreptul să spună ceva. Are dreptul la punctul lui de vedere. Vor putea fi? Serios. Trebuie să găsim o variantă în care da. Da, ai ales un exemplu... Ai ales un exemplu... Băi, ai ales un exemplu prost. Sunt imaginile care pot fi folosite pentru a amenda contravenienți în trafic, sunt alea cu situații clare. Trece ăla pe roșu, de exemplu, și l-ai filmat. Sau face o depășire pe linia continuă, te depășește pe linia continuă și îi pune în pericol pe ăilalți din față. Astea sunt situații clare, sunt evidente. Ce să mai spui atunci? Asta se întâmplă în Dubai, știi? În Dubai toate taxiurile au trei camere, una în interior, una în față, una în spate. Da. Și alte mașini ale cetățenilor mai au camere de bord, dar taxiurile în special. Și dacă unul face crețuri în trafic, depășește pe linie continuă și așa mai departe, se dă instantaneu. Se sună la poliție. Fiecare mașină, fiecare șofer are numărul de telefon asociat permisului. Da. Și mi-a povestit un prieten care a fost rezident acolo, te sună poliția. Deci tu conduci, faci în trafic, fente, bam, 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 și sună telefonul. Alo? Și aia zic, salut, poliția. Trage pe dreapta, trage la colțul următor. Și așteaptă-ne că venim numai decât. Da. Și îți trimit un echipaj. Și tu stai cu minte pe dreapta. Și te amendează. Și te amendează pe baza imaginilor trimise de camere. Bun, hai să vedem. Deci, 037, sunt foarte multe telefoane, mai zic o dată, totuși, 0372069599. Filmări făcute în trafic de alți șoferi ar urma să fie luate în considerare de poliție, dacă este acceptat proiectul ăsta, inițiat de Ministerul de Interne în dezbatere publică. Acum să vă dau câteva exemple, explicații. Deci, și acum filmările făcute de cetățeni sau cu camere de supraveghere de pe străzi pot fi folosite, dar în caz de infracțiuni. Pentru că în caz de infracțiuni devin probe, în fapte penale.
dar nu pot fi folosite pentru constatarea de contravenții. Pentru că, potrivit legii, doar polițiștii sunt abilitați să constate contravenții. Aici ar fi schimbarea. Și, desigur, ce s-ar putea amenda? Cum spuneam mai devreme, orice contravenție, depășiri periculoase, șicanări, treceri pe roșu, neacordări de prioritate, parcarea iurea care încurcă circulația și așa mai departe. Și e foarte interesant, potrivit publicației defapt.ro, în acest proiect e prevăzut așa, ca să fie descurajate șicanările, cei care fac sesizări trebuie să-și asume cele declarate, vor trebui să completeze un formular care trebuie completat electronic și pe lângă proba video oferită de cetățeni, poliția trebuie totuși să audieze și alți martori oculari și să verifice situația la fața locului. Adică nu este totul automat, da? Ce părere aveți? Haideți să vorbim. Că opiniile voastre dimineața asta. Nu poți să faci transfer de autoritate și organ de practic de control, da, de decizie unui simplu cetățean. Nu se poate așa ceva. Nu poți să faci un asemenea transfer de putere. Ea normal, este împotriva democrației, de aceea să există autorități, pentru că ele respectă niște legi. Să ne așteptăm după aceea la ce? La poze trucate, la... Nu, este exclus așa ceva. Să punem mai multe camere care să fie conectate la poliție. Da. Camere publice, video publice. Am înțeles. Bună observație. O precizare, cetățenii care ar filma nu ar amenda ei, deci nu le dăm lor puterea de a amenda, așa cum pare să înțeleagă nu știu cine că nu a semnat. Le dăm puterea de a denunța. Și le dăm puterea de a sesiza, da, poliția într-o nouă formă. Adică nu doar înscris, că și acum poți să sesizezi, poți să dai, da, telefon la poliție să raportezi un incident în trafic. Acum îi dai puterea să sesizeze cu încă ceva, cu o filmare. Iar asta cu camerele fixe e valabilă, sigur, în orașe, dar ce te faci pe drumuri județene, unde se întâmplă cele mai multe tragedii, uh-huh, cu oameni care conduc beți sau pe contrast? Să punem drone. Salutare, băieți! Eu sunt întru totul de acord cu această reglementare, dacă e să se pună în practică. Sunt un șofer responsabil, așa că mie îmi convine de mine această situație. Pentru că sunt atâția bizoni în trafic, sunt atâția ilegaliști și șmecheri și vorba lui Luca, care fac crețuri, care croșetează, care îți fac flash-uri să te dea la o parte, care lasă mașinile pe avarie, care parchează unde vor mușchii lor. Da, da, mie chiar îmi convine chestia asta și aș lua așa ca pe o un mare ajutor pentru noi, șoferii ceilalți care suntem un pic mai fraieri, în ghilimele, bineînțeles, care de fapt suntem legali. Vă salut, Dănuț din Galați. Salut, Dănuț. Trebuie să înțelegem că România este o situație realmente excepțională din punctul de vedere al mortalității pe șosele. Adică suntem în topul mortalității de ani și ani de zile și trebuie făcut ceva serios la situații excepționale, măsuri excepționale. Alex, bună dimineața. Bună dimineața, Alex. Bună dimineața. Bună. Și eu sunt de acord cu această lege care ar putea reduce foarte mult, dar este vorba de timp, pentru că circul destul de mult în țară și nu de multe ori multe mașini puternice depășesc pe dublă continuă, pe continuă, pun în pericol alți participanți și probabil dacă aceștia ar fi sancționați ca atare, probabil se vor învăța minte, pentru că... Vezi vreo problemă în acest sistem în care toată lumea ar putea sesiza poliția dacă ar avea o filmare? Cum a spus și doamna, s-ar putea să ajungă și la niște lucruri necurate să se trucheze, dar până la urmă organele de abilitate eu cred că își vor face treaba, da, în acest sens. Ok, mulțumesc. Noi ne imaginăm filmare de astea clare, evidente, în care se vede totul perfect, e lumina perfectă, dar mi-e teamă că dacă trece proiectul ăsta de lege, o să fie o invazie de filmări mișcate, blurate și așa mai departe, pe care polițiștii vor trebui să le verifice, nu? Că de-aia sunt acolo. Nu avem o certitudine că e așa, luați-o ca atare, este un mesaj venit de la Dumitru, care zice că acum 10 minute BMW-ul poliției din Bârlad era pe avarii în intersecție și polițiștii erau la cafenea. Tot ce e posibil. Sebastian, bună dimineața! Da, încă o dată vorbim de un proiect, da, o propunere, nu este ceva hotărât. Sebastian? Salut, Sebastian! Da, bună dimineața, dragilor, și bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră.
drumul cât se poate de bune celor care conduc în dimineața asta. Eu unul mă îndrept acum imediat spre Oradea. Referitor la acest subiect, nu sunt de acord cu treaba asta. Să vă spun de ce. Am și o cameră de bord, mi s-a întâmplat de nenumărate ori. Chiar mi-am descărcat toată camera de bord acasă, s-a speriat soția ce a văzut. Deci nu o mai descărcat acasă, te om. Sunt site-uri unde se pun astfel de imagini, specializate pe așa. Da. Vreau să spun că de multe ori s-au prezentat organelor de poliție anumite filmări incomplete. Adică cel care a filmat nu a prezentat întreaga filmare, ca să spun așa. De exemplu, șicanare în trafic. A filmat doar pe cel cum că i-a fi dat un blitz sau cum că l-a fi depășit din pe el. Da, și n-a filmat ce a făcut el înainte de a provoca reacție. Și atunci, normal că, probabil, dacă mai și cunoști organul respectiv, hai să zicem că îl umpli de amenzi pe respectiv. Și nu cred că mi se pare o chestie foarte, foarte wow. Am înțeles. Sunt pentru totul de acord cu radare fixe, camere. Uite, de exemplu, în Italia este autostradă A22 care pleacă de la Modena până sus la Brennero, până la intersecția cu A4. Sunt camere doar pentru a detecta, cred că, viteza. Se respectă cu sfințenie limita de viteză pe acea porțiune. În schimb, de la intersecția autostrăzii A4 înspre Brennero, sunt camere care depistează atât viteza cât și depășirile la camioane. Eu sunt un șofer profesionist, sunt un șofer de camion, sunt un șofer responsabil, tot ce vreți. Sunt primul care spun că nu sunt de acord cu colegii mei care fac anumite măgării, în sensul că incomod sau, cum să spunem, tricotează. Am înțeles. Deci camere fixe. Camere fixe. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție foarte bună. Salut, băieți! Păi dacă se aplică regula aia cu amendatul bizonului care îți frânează în față după ce te-a depășit că nu mergi tu cu 90 ca el prin oraș, mai rămân vreo 18 BMW-uri și vreo 5 Audi-uri în România. Mersi, Radu. Radu, îți mulțumim. Ciprian, bună dimineața! Salut! Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Te rog. Ce să zic, am avut și eu ocazia să ies în ultimul an în Anglia, în UK. Da. Și acolo, din câte am înțeles de la colegii din UK, sunt acceptate imaginile. Normal. Până la urmă, poliția trebuie să și verifice dacă sunt autentice, dacă... cum spuneau și ceilalți, să nu fie da, doar... Cum ți s-ar părea ideea asta aplicată în România? Cum ți s-ar părea? Păi de ce n-ar trebui să se aplice și în România? Că până la urmă, dacă stăm un pic să ne uităm, noi suntem vreo 20 de milioane într-o suprafață aproximativ egală cu cea din UK, iar ei sunt vreo 60 ceva de milioane. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și un ultim mesaj. Deci, bună dimineața. România, o țară de turnători, cu inul de bază Miorița la drum de seară, Paciu Ungurean și cel moldovean, hai să mi-l trântărăm, care avem cei mai mulți angajați în sistemele astea de represalii, de supraveghere, de SRI, STS, miliție, bombardiere și alte DSP-uri. Noi dăm drum acum și la camerele de filmat, că noi suntem Scorsese mici, da? Plin de zel și de dușmănie pe vecinul, să-i moară capra vecinului, să ia foc casa, să iard nevasta, nu, da? Nu, că nu e asta. Și ăștia dau drumul la treaba asta. Na. Hai, domnule, ce dracu. Da, la revedere. Salut, mersi, sunt de acord până la partea cu să moară capra vecinului. Nu, păi capra vecinului se poartă nașpa în trafic și dă cu copita și ne aruncă pe noi în șanță. Deci să-i recalificăm, sunt de acord. Pe ăștia din ST, PP, SL, pe nu știu ce, să-i recalificăm, domne, la verificat filmări. De ce nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.